Căci în toate cazul mai zbărit și spre vrăjoasă din ea predicătul meu. Auzi-mi zbărătă și mi-a spus că este de rogă mea. Ea vede spre mine și mă ascultă, în ultima lucru ne liniște mea și mă întâmplat de glasul vrăjoasului spre necazul părătosului. Ca a bătut asupra mea fără de lege și într-o mânie m-a vrăjbășit. Inima mea s-a tâmplat între mine și frica morții a căzut pe mine. Teamă și cutremur a venit asupra mea și l-a acoperit. Și am zis, cine va da mie aripta de porumbel ca să zbor să mă vin? Iată m-aș îndepărta pătrâni și m-aș sfârșit pe tine. Așteptata de Dumnezeu, Cel ce mă nimicește de puținătate, sufletul de rigor. Nimicește, Doamne, și împarte lumele lor, că am văzut fără de lege și de tânare în cetate. Ziua și patru m-am conjurat, iată este zi de lei fără de lege, și o stâneală mea cu creștine de capă, și n-a lipsit din ulițele ei camătă și vitășug. Că de m-ar fi o gărât vrăjmar și aș fi răbdat și dacă cel ce mă urăște și s-ar fi fălit în pătrâna mea, m-aș fi ascuns de el. Iar tu, omul de asemenea mie, că pe tine mi-aș cunoscut de meu, care împreună cu mine te-a indicit de mâncări în casă lui Dumnezeu, am vândat în același gând. Să vină moartea peste ei să se probare în ea de vii, că vitășug este în locașul de mea în locul lor. Iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine. Seara și dimineața și la mine spus, de strigă și m-a auzit glasul meu. Izbăviva cu pace sufletul meu, cel se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auzi-va Dumnezeu și va smeri pe ei cel ce este mai înainte de veci, că nu este neschimbare și nu s-au trebuit de Dumnezeu. Întinsa mâinile lor spre răspătire, întinată au legământul lor, risipiți au fost din ea feții lui și s-au apropiat inimile lor. Muiați sau cuvintele lor mai mult decât un de lemn, dar ele sunt săgeți. Aruncă-ți pe Domnul grijă ta și el te va răni, nu va da în veac clătinare dreptului. Iar tu, Dumnezeu, le vei tăbări pe unul groapă stricăciunii. Bărbații vărsători de sânge și lucrări nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor, iar eu voi nădăjduiți pe tine, Doamne. Cel ce locuiește în ajutorul celui prea înalt într-o acoperire, Dumnezeul cerului se va sărășni. Va zice Domnului, sfârșnitorul meu ești și scăparea mea, Dumnezeu meu voi nădăjduiți spre dânsul. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor de cuvântul sărbător. Cu spatele te va umbi pe tine sub aripi lui de nădăjduit. Ca o armă te va înconjura adevărul lui, nu te retine de frica de noapte, de săgeată ce zboară ziua de lucru ce umblă în întuneric, de molima și de diavolul ce bântuie într-o a mea lumină. Că diavolul despre latura ta o mie și 10.000 de dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătuților lui vedea. Pentru că de Domnul nădejdea mea pe cel prea înalt a zis că pare ție. Nu vor veni către tine rău, că ta nu se va apropia de locajul tău. Că îngerilor săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Peste aspidă și basilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balau. Despre mine am nădăjdit și îl voi zbăvi de el peste Domnul, îl voi acoperi pe el ca a cunoscut numele meu. Strigava către mine și îl voi auzi pe el, cu dânsul sunt în neca și îl voi scoare pe el și îl voi slăbi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și îl voi arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și Apostolului și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ți Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ți Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ți Dumnezeule! Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! În Iordan, bătezându-te tu, Doamne, închinare, trăimii s-a arătat că glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiul iubit pe tine, numindu-te. Și Duhul, în chip de porumbel, a adeverit întărirea cuvântului. Cel ce te-a arătat, Hristoasă Dumnezeule, și lumea lumina slavă ție, și acum și pururea și în vechiul sărată. Neavând îndrăzneală pentru păcatele noastre cele multe, tu pe cel ce s-a născut din tine, roagă născătoare de Dumnezeu Fecioară că nu poate rugăciunea noastră spre îmblânzirea Stăpânului. Nu trece cu vederea rugăciunei păcătoșilor prea curată, că milostiv este și poate să mântuiască Cel ce a voit a pătimit pentru noi. De grab să ne întâmpine pe noi îndurările Tale, Doamne, că am sărăcit foarte. Ajută-nouă Dumnezeule Mântuitorul nostru pentru slava numelui Tău. Doamne, izbăvește-ne pe noi și curățește păcatele noastre pentru numele Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin.
Preasfântul Trei miluiește cu noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărtelețile noastre, Sfinte, cercetează și vindică neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, cum și iertăm greșiții noștri. Și nu ne lasă pe noi în ispită, ci ne izbăvește celui prea. Că Tău este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătându-te astăzi lumii și lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoștință Te lăudăm. Venit ai și Te-ai arătat lumina cea neapropiată. Doamne, miluiește, 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 Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul încerci pe pământ ești închinat și slăvit Hristoasă, Dumnezeule, îndelungă Tătorul Dumnezeu, Dumnezeu, mult milosărde, care pe cei drepti iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru părăjința bunătăților ce au să fie. Însă, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cuvintele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și ale vremii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și slavii Tale cele neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și apoi și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât hierovimii și mai slăvită fără de asemănare din serafimii, care fără stricăciune prin Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare din Dumnezeu de mărim. Într-un numele Domnului, binecuvântează pe Dumnezeu, Părinte. Dumnezeu, miluiește despre noi și ne binecuvântează, luminează fața Ta peste noi și ne miluiește. Amin. Dumnezeule și Doamna puterilor, al puterilor și zditorului a toată făptura, care pentru mânăstirea militare și linia asemănată Fiul Tău, pe Domnul nostru Iisus Hristos l-ai trimis pe mântuirea neamului nostru și prin cinstită crucea lui Zabi și păcatele noastre l-ai rupt și ai birit într-o dânsul stăpânirii și puterilor tunerii. Însul stăpânii zitorului de oameni, primește aceste rugăciuni de sumire și de cereri ale noastre, ale păcătoșilor. Ne izbăvește pe noi de toată căderea în păcat și de tot pierzătoare și întunecată și de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți care caută să ne facă de noi. Pătrunde cu frica ta trupurile noastre și pleca inimile noastre spre cuvinte sau pe cuvinte, ci cu dorirea ta rănește sufletele noastre, ca spre tine totdeauna să cântăși cu lumina cea de la tine pe răsit sfânt, la tine lumina cea neapropiată și pururea fiitoare privind, neînțeleg mărturisire și mulțumire ție să înălțăm. Tatălui celui fără de început, împreună, urmă i-a născut Fiului Tău și vrea Sfântului și Bunului și de viață făcătorului totul, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu bine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Doamnește, 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 Preacurioasă Părinte, binecuvintează! Ce ce ne-a dat de la Ioan a primit a se boteza pentru noastră mântuire, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților, Împutorilor, Daspre, Apostoli, ale celui între Sfinți, Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului și pentru ale tuturor Sfinților. Să ne miluiască și să ne mântuiască Domnului ca un bunul și de oameni viitor. Amin. Binecuvântează, Părinte. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus, pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintilor lui Dumnezeu Biserică, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie, cu frică de Dumnezeu, intră în sfânta Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru nou preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Teofan, pentru cinstita preoțime și pentru Hristos de acolo, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preacuvioros părintele nostru stare, Sarhimandritul Arsenie, pentru toți părinții și frații Sfântului local pe acestea, pentru sănătate, Tatea și mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul poporul român de pretutindenea, pentru cătuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, pentru iubitoare de Hristos oaste, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință vețuiesc întrânsele, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea rădurului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului, pentru vremuri partnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape, pe nari, pentru cei bolnavi, pentru cei se ostenesc, pentru cei robiți, pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să audă și acum glasul rugăciunii noastre a nevrednicilor rugloase și bună cerere și dorirea credincioșilor rugloase a părinților și fraților sfânătoșilor acestuia și a tuturor binecredincioșilor creștini ce se pomenesc la acest sfânt jertfă ne totdeauna spre bine suplinească Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pe bună cererea și rugăciunea rugloase să binevoiască și bună sporirea întru toate să le dăruiască Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și cererea robilor săi după voia sa cea sfântă să o facă și de grav fără de niciun ridicare spre slava numelui său să o săvârșească Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți de tot necavă, bunia, primejdea și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apare mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururile Fecioară Maria cu toți Sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prin noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu rugă. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează sufletea mea pe Domnul și toate cele de lăuntru meu numele cea sfânt a Lui. Binecuvintează sufletea mea pe Domnul și nu uita toate răspătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu mine și cu mine, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înnoi sigur că ale vulturului tineretele tale, Cel ce face minostenie Domnul judecată, tu, Dumnezeu, ce mi se face sănăbătate. Cunoscut te-a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale lui Durab și minostiv este Domnul de rupte de tot și mult milostiv, nu până la sfârșit se va iesi nici în viață, se va mânia.
nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de lege noastre a răspătit nouă. Că după înălțimea cerului, de la Părintea Întării Domnului la sal spre cei, suntem redânsuri, pe cât sunt de departe răsăritului de la apusuri depărtată de la noi fără de lege noastre. În ce timp minește Tatăl pe Fii așa a venit Domnul pe cei, suntem redânsuri, că El a cunoscut zidirea noastră, aduc și aminte că țână sunt, de bumâncă iarba zilele, în care câmpul așa va înflori. Că după a trecut printre însuși și nu va mai fi și nu va mai cunoaște încă locul să iar mina Domnului, de acolo spre cei ce suntem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor spre cei ce păză legământului și aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul cerea găte scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, ce puteri la vărtute care faceți cuvântului și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, sturgelui care faceți voia lui, binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui. În tot locul stăpânirii lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Toate cele din lăuntru meu, numele cel sfânt al lui. Bine ești cuvânta, Doamne! Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta curată, pe binecuvântată, sfânta stăpâna noastră, Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții s-au pomenit. Că Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să vă dă. Ție, Doamne! Este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Laudă sufletul meu pe Domnul, voi lăuda pe Domnul în viața mea, voi cânta Dumnezeului meu până ce voi fi. Nu vă nădăjduiți spre voi, spre fiii oamenilor, pentru care nu este mântuirea, și va Duhul lor se vor întoarce în pământul lor. În ziua aceea vor pieri toate gândurile lor. Fericit este căruia Dumnezeului Iacob este ajutorul lui, nădejdea lui spre Domnul Dumnezeului, spre Cel ce a făcut cerul și pământul mare și toate cele ce sunt întrânsele. Spre Cel ce păzește adevărul în veac, spre Cel ce face judecată celor năpăstuiți, spre Cel ce dă hrană celor flămânți. Domnul dezleagă pe cei fericați în obez, Domnul înțelepțește orbii. Domnul ridică pe cei surpați, Domnul iubește pe cei drepți, Domnul păzește pe cei nemernici, pe săracul și pe văduva va primi și calea păcătoșilor va pierde. Împărăți-vă Dumnezeu tău, Sioane, neam și neam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Celor ce ești fără de moarte. Și ai primit pentru mântuirea noastră, a te întrupa de Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria. Și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind în Sfânta Treime, împreună slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Prea Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, pe Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții s-au pomenit. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o împărăția Ta pomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Fericiți cei sărași cu Duhul, ca celor este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, ca aceia se vor mânghia.
Fericiți cei blânzi ca aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce plămânzesc și însetează de nefată ca aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi ca aceia se vor mântui. Cel ce s-a născut fără stricăciune din Dumnezeu Tatăl, s-a întrupat din Fecioară fără de pată, Hristos, a cărui curea, adică unirea cuvântului cea cu noi, înainte mergătorul ne învață că nu este lesne a o dezlega, care izbăvește pe pământeni din stricăciune. Fericiți cei curați cu inima ca cea vor vedea pe Dumnezeu. Cu foc botează în cele din urmă Hristos pe cei neascultători care nu îl socoteau Dumnezeu, iar pe cei ce cunosc dumnezeirea Lui cu Duhul îi înnoiește prin apă, cu harul de greșeli izbăvindu-i. Fericiți făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Din leul cel din mare, prorocul cel ce s-a aprins minunat timp de 3 nopți în cele din lăuntru ale lui, iarăși a ieșit arătând tuturor de mai înainte mântuirea de diavolul cel de oameni ucigător, prin nașterea cea de-a doua în anii cei de apoi. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, ca acelora este împărăția cerurilor. Cerul deschizându-se prin prealuminatele sale adâncuri cele mai ascunse, prorocul a zărit pe Duhul cel trimis de la Tatăl, pogorându-se ca un porumbel închid de negreit și rămânând peste cuvântul cel preacurat, s-a arătat poparilor venind la Stăpânul. Fericiți veți fi când vă vor opărâ și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pe bine. Nestricăciune ne-ai dăruit nouă, Hristoase, cu învierea ta, pentru aceasta, Vasile, măritul tău slujitor, lipindu-ți mintea de cel ce... și după ce a murit, s-a arătat ca și cum ar fi fost viu. Bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri. Dumnezeu, cel ce curățește lumea, s-a botezat pentru mine, făcându-se om precum sunt eu. Pe acela l-ai propovăduit în două fiți, fericite Teodosie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Raile lacrimilor tale, Teodosie, a fi curatul ceață de veselie. Lui Hristos Dumnezeu, Cel ce a prefăcut lacrimile mironosițelor într-o bucurie. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. De îndurarea ta îmbrăzicește-mă ceea ce ai născut pe cuvântul cel prea milostiv, care a izbăvit cu sângele său pe oameni din stricăciune. Înțelepciune drept. Venit să ne închină și să cădă la Hristos, mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce te-ai botezat în Iordan de la Ioan. Pe noi cei ce scântăm ție, aleluia! În Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea trei s-a arătat că glasul Părintelui a venit iubit pe tine numindu-te și în Duhul în timp de porumbel a devenit întărirea cuvântului. Cel ce te-a arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea lumina slavă ție, cu curgerile lacrimilor care ne rădirea pustiului o ai lucrat și cu suspinurile cele dintr-o adânc spre însutite ostenele ai făcut roditoare și te-ai făcut luminător lumii strălucind cu minunile Teodosie, Părintele nostru curioasă. Roagă-te, Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre, să difinde în curțile Domnului Tău cu cuvioasele Tale bunătăți, frumos ai înflorit și ai înmulțit fiii Tăi în pustie cu ploile lacrimilor Tale, udându-i Dumnezeiescule începător al turmilor dumnezeieștilor locași. Pentru aceasta strigând, bucură-te, Părinte Teodosie, slavă Tatălui și Fiul și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește-te sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Arătat-o te-ai astăzi lumii și lumina ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoștință te lăudăm. Venit ai și te-ai arătat lumina cea neapropiată. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântești Dumnezeu nostru.
nostru și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mulțumim! Și vecii vecilor! Prin Duhul cel veșnic s-a adus lui Dumnezeu pe sine.
Jefe fără de prihană va curăți cugetul vostru de faptele cele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și pentru aceasta El este mijlocitorul unui nou testament, ca prin moartea suferită spre răscumpărarea greșelilor de sub întâiul testament, cei chemați să ia făgăduința moștenirii veșnice. Pentru că unde este testament, trebuie neapărat să fie vorba despre moartea celui ce a făcut testamentul. Un testament ajunge temeinic după moarte, fiindcă nu are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. De aceea nici cel dintâi n-a fost sfințit fără sânge. Într-adevăr, Moise, după ce au rostit față de tot poporul toate poruncile din lege, luând sângele cel de vițe și de țap cu apă și cu lână roșie și cu isop, a strobit și cartea și pe tot poporul și a zis: acesta este sângele testamentului pe care l-a poruncit vouă Dumnezeu. Și a stropit de asemenea cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă. După lege, aproape toate se curățesc prin sânge și fără vărsare de sânge nu se dă iertare. Trebuia doar ca chipurile celor din cerul să fie curățite prin acestea. Iar cele cerești însăși cu jefe mai bune decât acestea. Fraților, nu toate trupurile sunt la fel, ci unul este trupul oamenilor și altul este trupul dobitoacelor. Și altul este trupul păsărilor și altul este trupul peștilor. Sunt și trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este slava celor cerești și alta celor pământești. Alta este strălucirea soarelui și alta strălucirea lunii și alta strălucirea stelelor. Și stea de stea se deosebește în strălucire. Așa este și învierea morților. Se seamănă într-o stricăciune în viață, într-o nestricăciune. Se seamănă într-o necinste în viață, într-o slavă. Se seamănă într-o slăbiciune în viață, într-o putere. Se seamănă într-o firesc în viață, într-o duhovnicesc. Dacă este trup firesc, este și trup duhovnicesc, precum și este scris: făcutul sau omul cel din tâi Adam cu suflet viu, iar Adam cel de pe urmă, cu duc dătător de viață. Pace ție, cititorul. Sfântului slăvitului întru tot răudatului apostol și evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă. Împlinirea Evangheliei Bitului să fie a Domnului nostru Iisus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul tău, Părinte. Înțelepciune dresă ascultă în Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Domnului tău. Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte. În vremea aceea, Iisus, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie timp de 40 de zile, fiind ispitit de diavolul. În aceste zile nu a mâncat nimic, iar sfârșitul zilele acelea a plămânzit și i-a zis diavolul: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, zi acestei pietre să se facă pâine. Și a răspuns Iisus către el: scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu.
apoi suindu-l diavolul pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii și i-a zis diavolul, ție îți voi da toată stăpânirea aceasta și strălucirea ei, căci mi-a fost dat mie și eu o voi da cui voiesc. Deci dacă tu te vei închina înaintea mea, toate va fi a ta. Dar răspunzând, Iisus i-a zis, mergi înapoi a mea, Satano, că scris este Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Și l-a dus în Ierusalim și l-a așezat pe aripa templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de aici jos, că scris este, îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească și te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să se lovească de piatră piciorul tău. Și răspunzând Iisus, i-a zis, s-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și diavolul, sfârșind toată ispita, s-a îndepărtat de la el până la o vreme. Dar Iisus s-a întors în puterea Duhului în Galileea și ieșind vestea despre el în toată împrejurimea și învăța în sinagogile lor, fiind slăvit de toți. Zisa Domnul către ucenicii Săi, toate mi-au fost date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul și căruia va voi Fiul să-i descopere. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și vă învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă sufletelor voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Zisa Domnul către iudeii care venise la dânsul, adevărat, adevărat, zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat, zic vouă, că vine ceasul și acum este, când morții va auzi glasul Fiului Dumnezeu și care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine, așa e dat și Fiului să aibă viață în sine. Și i-a dat putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul Lui. Și voi răși cei ce au făcut cele bune pe învierea vieții, iar cei ce au făcut cele rele spre învierea osândei. Nu pot eu să fac de la mine nimic precum acum judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea. Pace ție, bine peste Domnule! Slavă ție, Doamne! Slavă ție! Să zicem tot din tot sufletul și tot cugetul nostru, să zicem... Doamne, miluiește! Doamne, a tot stăpânitul Dumnezeu, părinților noștri, ne rugăm ție, aude-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi!
noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți aude-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teoban, și pentru toți frații noștri ce în jurul Hristos. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru preacuviosul părintele nostru stareț, arhimandritul Arsenie, împreună cu toți părinții și frații sfântlocatului acestuia, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții, romonași, rodiaconi, diaconi, monași, monași și pentru toți cei înțuri toți frații noștri. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeninții titlului sfântlocatului acestuia, pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pentru tinderea. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, rogurilor, Dumnezeu, închinător, ctitor și binefăcătore, sfântlocașului acestuia. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ca niște robe vrednici cădencă de tine, Mântuitorule, și cu milință sigăm iartă și miluiește pe robii tăi, părinții și frații, sfântlocașul acestuia și toți binecredincioșii creștini, ce se pomenesc la acest sfânt jefenic și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorul al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folos robilor tăi, rugăm-ne, ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cată de înălățimea Sfântului Tălăcar, Doamne, Dumnezeu nostru, și ca un bun și iubitor de oameni, dăruiește robilor tăi totdeauna cugetat și a face toate cele ce sunt spre plăcerea ta, că tu singur ești cel ce toate le rânduiești pe folosul robilor tăi, rugăm-ne, ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri, își fac bine în Sfântă și pentru tot ce înseamnă biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul care stă înainte și așteaptă la tine mare și multă milă. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Stii și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugați-vă cei chemați Domnului. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pentru odihna sufletelor adormiților robilor Dumnezeu care îți pomenesc aici pentru că, și pentru ca să se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletelor lor îndrepti să odinesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeu nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne miluiește. Dumnezeu duhurilor și a tot trupul care călca moarte și pe dealul la supa și a dărit viața lumii tale, să doare odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, fericiții și de acolul apomeniții, ctitorii spunăcașilor acestuia și toți binecredincioșii creștini, adormiți în Domnul care asta s-a pomenit la acest sfânt jefenic și robii lui Dumnezeu care acum se pomenesc, Patriarhul Teotism, Mitropolitul Antonie și Bartolomeu, Episcopul Gherasim, Arhimandriți Cleopi, Ionică de Sfântei, Dionisia, Chingustin, Victorin, Bartolomeu, Protosfinghel, Arhimandritul Emilian, Filip, Arsenie, Teotist, Teofil, Protosfinghel, Petronic, Clement, Ambrozi, Veliamin, Valerian, Caliopio, Ilnican, Vitalia, Răschi, Monahi, Paisun, Ufriche, Sare, Dionis, Ioane, Rumonahu, Cosmo, Nazare, Filaretul, Răschi, Diacno, David, Rudi, Rumonahu, Adrian și Iacob, Ierodiaconi, Macare și Lavin, Monahi, Gerasim, Gervas, Gheronti, Nicon, Ioachim, Dosoptei, Larion, Vasile, Larion, Damian, Domitian, Ignat, Ambrozi, Caliope, Nicodi, Nicodi, Clichenti, Modest, Proclu, Marco și Jocul lui Dumnezeu, Monahidii, Cristiana, Epihara, Preoftea, Magdalena, Preotul Constantin, Preotul Dumitru, Preotul Constantin, Preotul Dumitru, Preotul Vasile și Jocul lui Dumnezeu, Monahia, Teotista, Mariana,
George, Elena, Mariana, Viorel, Ioan, Ioan, Iulia, Ioan, Anna, Ioana, Ștefan, Laurențiu, Rodica, Nica, Maria, Olga, German, Germana, Maria, preotul Ioana, Paula, Giana, Vasile, Constantin, Nicolae, Ioan, Laura, Ana, Sica, Elena, Vasile, Nicolae, Elena, Iulia, George, Lilian, Georgeta, la Lucreția, Constantin, Paraschiva, Ioana, Adrian, Andrei, Paul, Elena, Elena, Ioana, Vasile, Cornelia, Ioan, Ioan, Ioana, preotul Mihai, Alexandru, Niculina, Ioan, Dumitru, Gheorghe, Florin, Ioan, 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 Petru, Zoiță, Doamne, Maria, Vasile, 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 Gheorghe, Arcai, Vedem, Lavinia, Ioan și Elena, Ioan și Maria, Florica, Andrei, Ștefan și toți care sunt săraci, n-are cine să pomenească și să uitat numele lor. Și așează, Doamne, sufletele lor în loc luminat, în loc verdeasul de odihnă, de unde a fugit toată durerea, îndestare și suspinul. Și orice greșeală să vă și de cuvântul cu lucru sau cu gândul ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-le lor, că nu este om care să fie viu să nu greșească, mă tu singur, tu ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în vreau și cuvântul tău este adevărul, că tu ești învierea și viața și odihna dormiților, robilor tăi Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început a tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață, făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugați-vă cei chemați Domnului. Doamne, minuiește! Cei credincioși pentru cei chemați, să ne rugăm ca Domnul să miluiască pe dânsii. Doamne, minuiește! Să învețe pe dânsii cuvântul adevărului. Doamne, minuiește! Să le descoperi lor Evanghelia dreptății. Doamne, minuiește! Să unească pe dânsii cu Sfânta sa sobornicească și apostolească biserică. Doamne, minuiește! Apără și pădești, pe dânsi Dumnezeule cu harul tău. Doamne, minuiește! Cei chemați capetele voastre Domnului să ne să le plecați. Ție, Doamne! Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele tău al Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Că sunteți chemați, știți, că-i chemați, știți, că sunteți chemați, știți, că nimeni nu-i chemați, să nu rămână, că suntem credincioși. Iară și iară cu pace, Domnului, să ne rugăm. Doamne, apără, mântuiește, miluiește și ne păzăște pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește. Înțelepciune. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus, pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfinților lui Dumnezeu Biserică, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie, cu frică de Dumnezeu intră în triunsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazuri, mânia, primejdea și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fi în păziție, slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
slăvitorilor creștini să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe la preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe părintele nostru stareț arhimandritul Arsenie, din preună cu toți părinții, frații și ostenitorii spânocașului acestuia, să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri românari preoți, pe poporul român cel binecredincios de pretutindeni și pe armata țării noastre, să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri români preoți, zero diacon, diacon, monah și monahiști, pe toți cei din cler bisericești și cei monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Pe adormiți într-o fericire patriarhă bisericii ortodoxe române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teocrin și pe mitropoliții Moldovei și Bucovinei, adormiți în Domnul. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Pe fericiții și de-a pururea pomeniții ctitorii spânăcașului acestuia și pe asctitori, miluitori și făcători de bine, să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire, ieroi, ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, jertfiți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patria, credințe strămoșești, pentru reîntregirea neamului, pentru libertate și demnitatea poporului român, să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Cei ce a adus aceste cinstite dară și pe cei pentru care au fost aduse vii și au dormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați și surori, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după al său nume, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți binecredincioșilor creștine, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea noastră, Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce se împuse înainte Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește!
biserica aceasta pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți nou de tunecazul mânia, primejdea și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat la Domnul să cere. Doamne! Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre la Domnul să cere. Iertare de păcatele și de greșelile noastre la Domnul să cere. Doamne! Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii la Domnul să cere. Doamne! Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și după căință o să vă și la Domnul să cere. Creștine-ți vieții noastre, fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos să cere. Doamne! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpână noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Pe-i Tatăl, pe Fiul și pe-i Sfântul Duh, trăimea cea de o ființă și să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la toții, Dorul Făcătorul Cerului, Pământului al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat născut, iar nu făcut cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt în Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit, s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scriptură. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin prorocii. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă cu pace a o aduce. Jeva la udă.
dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Sus, avem inimile. Avem către Domnul. Să mulțumim Domnului.
Sfântului și pentru tot sufletul cu cel drept care s-a săvârșit pentru credință. Domnului, îți aduceți în răspuns. Întâi pomenește, Doamne, pe penal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pe care îl dăruiește Sfintele Tale Biserice în pace întregi, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Pe tot și pe toate. Și le dă nouă cu o gură și o inimă a slăvit și a cântat prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie minele Marele Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Și cu Duhul Tău.
Pe toți Sfinții pomenindu-i iarăși iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cintitile darul s-au adus al Sfinții Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! De oameni Dumnezeu nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai pe sus de șerul Domnului și spus să-L jertfezi și cu miros de bună mereasmă domnicească. Să trimite nouă Dumnezeu spre har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primirile și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată de sfârșită sfântă în pace, fără de păcat, la Domnul să cere. Doamne! Îngeri de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cere. Doamne! Miluiește, iertare de păcate, de greșelile noastre, la Domnul să cere. Doamne! Nebunește folosul sufletelor noastre și pace, lumina Domnului să cere. Doamne! Și la altă vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși la Domnul să cere. Doamne! Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere, neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricătoare, judecata lui Hristos să cere. Doamne! Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și tot unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să vă dă. Ție, Doamne! Și ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăsnire, fără de o sândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, ce cerești, Tată, și a zice. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și iartă nouă greșelile noastre, cu și iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi nici pe cine izbăvește de cel vicat. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin.